găsit, doamnelor și domnilor! Românii traversează o perioadă grea. Produsele de bază sunt din ce în ce mai scumpe, iar oamenii se luptă cu o avalanșă de scumpiri pe toate planurile. Despre toate acestea și altele vom discuta în minutele care urmează cu domnul Daniel Blaga, deputat în Parlamentul României din partea județului Dâmbovița, din partea USR. Bine ați venit, domnule deputat! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Ne bucurăm că ați reușit să fiți astăzi alături de noi. Vă rog să ne spuneți din punctul dumneavoastră de vedere, va fi anul 2023 un an dificil? Pentru că, iată, vorbim de scumpiri la alimente, combustibil, utilități, materiale de construcții, se vor scumpi și biletele de avion. Da. Cred că va fi un an foarte dificil. Venim după un an 2022 în care inflația oficială a fost de 16%. Noi USR considerăm că această creștere a prețurilor, inflația fiind cea mai mare problemă actuală a României. Și acum putem, cred că, să amintim un pic situația în care suntem. Vorbim de o inflație de 16%. Dar dacă ne uităm la produsele alimentare de bază, inflația e mult mai mare. Și aici prețurile s-au mărit. De exemplu, la pâine s-a mărit cu 24%, aproximativ 24%. Avem produsele lactate, unt și brânză, la fel o mărire de aproximativ 28%. La anumite magazine, la anumite parte a țării, aceste produse lactate, untul și brânza, au ajuns să aibă sisteme antifurt. Erau puse în acele cutii de plastic. Ceea ce ne arată că este o problemă, că oamenii, până la urmă, au ajuns la fundul sacului, au ajuns cu cuțitul la os. La fel, uleiul s-a scumpit parcă aproximativ 40%, zahărul. Zahărul a ajuns să se scumpească cu 60%, aproximativ 60%. Și mai e ceva important aici care afectează oamenii, din ceea ce discutăm noi. Discutăm cu oamenii și cred că este ceva, cred că unic din 2000 încoa. 75% dintre cetățeni ne spun că România merge într-o direcție greșită. Avem, de exemplu, ratele la bănci. Au crescut cu 50-60%. Chiar ne spun în urma situațiilor cu care se confruntă. Dar sunt date oficiale de la INS, de la Institutul Național de Statistică, adică nu neapărat că vorbim cu oamenii. Astea sunt datele oficiale. Zile trecute discutam cu o cunoștință care ne spunea că și-a luat un credit să-și achiziționeze o locuință în decembrie 2021. Și rata era, a avut atunci rata stabilită la 2500 de lei. Acum în decembrie 2022, aceeași rată a ajuns la 4.000 de lei. Vedem scumpiri pe piața imobiliară. Ok, există prima casă, programul prima casă, dar avem, ca să accesezi prima casă, ar trebui să ai un salariu destul de mare, undeva, să spunem, la 5.000 de lei net. Ori o treime, 30% din angajații din România sunt plătiți cu salariu minim pe economie. Asta înseamnă undeva 1860 de lei net, bani în mână. USR tot spune de ceva timp și a venit cu o propunere clară. Zero taxe pe salariu minim. Asta însemnând ca omul să ia acel salariu minim de 3000 de lei în mână, net. Am văzut că și chiar și acest guvern al scumpirilor s-a uitat spre această idee și a venit cu o propunere și care a și implementat-o acum. 200 de lei din salariu minim sunt scutiți de taxe. Ok, ne bucurăm, dar nu e de ajuns. E un fel de praf în ochi. Mulți dintre noi suntem șoferi. Ne ducem la pompă și avem surprize zi de zi. Prețul crește. La fel, diferă de la o zi la alta. Da, la fel încep să vină facturile. La curent, la gaze, la fel. S-au dus în sus. O scumpire a carburanților sau o scumpire a electricității sau a gazelor se duce imediat pe orizontală în toate produsele și în toate serviciile. Orice produci, ai nevoie de curent, nu? Ca să transporti acea marfă pe care ai produs-o, să o vinzi, ai nevoie de carburant.
toate astea, orice scumpire pe această zonă de energie și carburant duce într-o scumpire a prețurilor la produsul finit. Noi, ca USR, am venit din nou. Am propus o scădere a TVA-ului de la 19% la 5% pentru carburant și energie electrică. Asta ar fi însemnat automat și imediat o scădere a prețurilor. Din păcate, actualul guvern al scumpirilor nu a vrut să dea curs. A încercat o felul de soluții. Ba, 50 de bani la benzină, ba, plafonarea prețurilor, ba, a chemat oamenii, parcă în decembrie erau oamenii la societățile de electricitate să facă acea cerere, să spună unde au domiciliu și așa de mai departe. Da, s-a întâmplat acel haos, au renunțat la cerere. Și la ce ar trebui să ne așteptăm? Nu văd acest guvern să poată să facă ceva. Avem un an de zile în care vedem ce au făcut. Au lăsat prețurile să crească, n-au făcut nimic să oprească această inflație, această creștere a prețurilor. Nu văd de ce în anul 2023 a reușit să facă altceva. Mai ales că, uitați-vă, avem această lună ianuarie în care împrumuturile au fost într-o singură lună, acest guvern s-a împrumutat 6 miliarde de euro. Mai departe, văd că agenda publică este foarte mult ocupată, nu de soluții despre cum să reușim să ținem în frâu această inflație sau să ajutăm oamenii, ci despre cine va fi prim-ministru, ce ministere luăm, facem rocadă, ce agenții ne dați, ce secretar de stat și așa mai departe. Deci același lucru, hai să împărțim funcțiile. Deși rotativa e abia peste 4 luni, în mai. Domnule Blaga, sunt convinsă că intrați în contact cu foarte mulți oameni de afaceri din județul Tâmbovița prin intermediul cabinetului de deputat. Vă rog să ne spuneți ce vă transmit, ce vă comunică, cum fac față provocărilor în această perioadă? Care sunt așteptările oamenilor de afaceri? Să aibă o stabilitate, o predictibilitate legislativă. Să nu fie nevoie să te adaptezi, să cauți, cum să spun, să te trezești dimineața că guvernul a mai dat o modificare legislativă prin care, să spunem, contractele, cum a fost acum, contractele part-time, taxate ca și cum ar fi norme întregi de 8 ore. Asta una la mână. Au fost, nu știu, 5-6 modificări legislative pe plafonare a energie. Au venit la sfârșit de an și au modificat impozii pe dividende. Acum am văzut, vine domnul Ciolacu și spune e nevoie de bani la buget. Și spune, hai să impozităm marile companii, cele de care au cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro, 1% din cifra de afaceri. Dar asta ce înseamnă pentru firme? De exemplu, în Dâmbovița știu că există undeva la 5 firme care au o cifră de afaceri peste 100 de milioane de euro. Cum le afectează? Mai departe, ce vor face ca să își poată plăti acest impozit, această suprataxare din punctul meu de vedere? Ce vor trebui să facă? Vor reduce investiții? Vor tăia din salariile oamenilor sau nu le vor mai mări? Există această teamă cauzată de această instabilitate. Nu poți să vii să investești într-o piață fluidă. Dar ce ar trebui să facă statul pentru a ajuta economia la acest moment? În primul rând ar trebui să își reducă cheltuielile. Adică discutăm de bani care sunt cheltuiți în opinia mea, pur și simplu aiurea. Și aici avem diferite exemple. Ne uitam, sau citeam, documentându-mă în presă, că anul trecut au fost date prime la companiile de stat de 10 de milioane de lei. Și vorbim despre companii care înregistrează pierderi an de an. An de an au pierderi de 100 de milioane de lei și, ok, noi trebuie să le dăm prime. Adică noi, primele acelea sunt tot de la stat, adică tot în banii noștri. Deci asta ar fi o primă idee, reducerea acestor cheltuieli. După care, cred că ar mai fi, iar o soluție bună pe care o propunem noi, reducerea taxelor pe muncă. Și cel mai important, sau unul din cele mai importante, ar fi pensiile speciale. Haideți să reducem aceste pensii, să le aducem la nivelul contributivității. Noi am încercat, cât am fost la guvernare,
să facem pași în această direcție. Și am reușit să abrogăm pensiile parlamentarilor. Această lege a fost contestată la CCR și CCR-ul a dat dreptate pe niște probleme de procedură. Am depus din nou această lege în Parlament și un fapt care, fără precedent până acum, acest proiect legislativ zace, nefiind alocat, neîncepând parcursul legislativ, pentru că puterea nu vrea să-l dea mai departe. Adică nu este asignat la comisii. Ce alte soluții propune USR, iată, pentru scăderea prețurilor? Am avut o mică realizare, să spun așa, în 2022. Legea cu scăderea TVA-ului la achiziția și montarea de panouri solare sau pompe de căldură sau panouri fotovoltaice. Domnule deputat, vă rog să ne spuneți care sunt prioritățile echipei USR din noua sesiune parlamentară pentru acesta. Continuăm ceea ce am tot spus și declarăm un război scumpirilor și inflației. Și aici avem această scădere a taxelor pe muncă. Vom propune proiecte legislative în continuare. Vom încerca să determinăm actuala coaliție a scumpirilor să taie pensiile speciale, să ajungem la o formă în care să ajungem toți la contributivitate, să reducem cheltuielile statului. Adică toate aceste agenții, sinecuri, să fie reduse. Avem în anul 2022, numai la stat, o creștere cu 20.000 a numărilor de angajați. Cred că ar trebui făcută o colectare mai bună a TVA-ului. Suntem în Europa ultimii în clasament ca procent al colectării TVA-ului. Și vorbim aici, deci nu colectăm 35% din TVA. Asta înseamnă nominal, înseamnă 7,4 miliarde de euro. Ne propunem să depunem acțiuni simple împotriva miniștrilor și aici vorbim de domnul Bode, de domnul Predoiu, de doamna Ligia Deca, care ține legile educației la sertar. Nu se știu. Nu se pun în dezbatere publică. E ceva secret. România educată. Pe final de interviu, am văzut cu toții că în luna ianuarie acestui an a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare pentru sectorul de drum Bâldana-Târgoviște prin lărgirea la 4 benzi de circulație, un proiect extrem de benefic pentru județul Dâmbovița. Cu toate acestea, ați avut câteva obiecții. De da. Ce? Da. Aici este o discuție lungă, dar în esență m-aș referi acum din punct de vedere al șoferilor. În momentul în care noi am fost la guvernare, a apărut ideea unui drum expres care se lege Târgoviște de București. Lărgirea la 4 benzi a unui drum existent, care are parcă 60% din distanța lui prin localități, și aici putem să vedem foarte clar ce înseamnă 4 benzi pe la Târtășești. De avem de la intersecția DN7 cu DN71 la Bâldana până la ieșirea din Târtășești, 4 benzi cu un despărțitor de sens și să vedem ce înseamnă. Am cerut poliției o statistică a numărului de accidente pe acel tronson de drum. Cred că sunt 10 sau 15 km, nu știu exact cât sunt, de la intrarea în Târtășești până la intersecția cu Bâldana. În 15 ani au fost 41 de accidente grave, care s-au soldat cu 21 de morți și 21 de răniți grav. Acea localitate Târtășești este efectiv tăiată în două. Dacă stau pe marginea drumului și vreau să ajung la vecinul, trebuie să mă duc câteva sute de metri, să trec pe la trecerea de pietoni, să vin aici. Sau dacă trebuie să mă duc să-mi fac niște cumpărături la supermarketul sau la magazinul din sat, ies cu mașina, mă duc câțiva kilometri, după aia mă duc să întorc. Sunt giratorile acelea, unul la Bâldana, unul în capătul celălalt la pădure, la Vlăsia, și mai sunt două sau trei locuri de întoarcere. Lăsând la o parte că nu avem canalizare și nu știu ce. Dar, ok, vom face această extindere pe care, repet,
politicienii actuali o doresc de foarte mult timp, care va fi viteza de deplasare. Vom avea tot 90 în afara localității și poate 70 în localitate, cum e la Tărtășești. Vom avea intersecții. În fiecare comună sunt intersecții. Mai departe, avem intersecții cu Nucet, cu Titu și așa mai departe. Aceste intersecții, probabil, nu știu exact proiectul, dar probabil că vor fi cu sensuri giratorii. Plecând de la Târgoviște spre București, probabil că pe acest sector de drum de 4 benzi, okay, îl vom avea de la Târgoviște până la Chitila. Vom câștiga undeva 10-15 minute. După care vom ajunge la Chitila. Iar la Chitila nu se schimbă nimic. La Chitila vom da în aceeași aglomerație care o știm dimineața și seara, jumătate de zi, acolo stai, poți să stai și câte o oră, sau poate și mai mult cu orele, ca să apuci să ieși din București după masă. Un drum expres, cum era cel propus de la momentul în care noi eram la guvernare, face legătura din Târgoviște și cu centura Bucureștiului. Adică ocolește această zonă de Chitila, ajungi într-o șosea largă, o centură, trebuie să se realizeze și inelul 2 de centură al Bucureștiului, care ar trebui să se intersecteze cu acest drum, și avem deja o mult mai ușoară descărcare a traficului. N-ar trebui să mai stăm atât de mult când ajungem în București. Obiecțiile mele țineau mare de aceste câteva argumente. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de telespectatorii Columna TV și ne interesează părerea dumneavoastră ca reprezentant din partea județului Dâmbovița în Parlamentul României. Vă mulțumesc! Doamnelor, domnilor, emisiunea Fără Secrete se încheie aici. Nu uitați că ne puteți urmări activitatea pe site-ul nostru www.columnatv.ro, pe pagina de Facebook și pe YouTube. Pace și iubire să fie!